Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou interviu alături de mine, Alexandra Mihărtescu, Alexa Event. În seara aceasta ne-am hotărât să povestim alături de invitata mea, Cristina Burcă, despre summitul online pe care îl organizăm în luna martie. Summit la care vă invităm cu drag, pentru că vor fi câteva zile intense, din 23 până 28 martie, în fiecare seară de la ora 18 la ora 22. O să ne întâlnim cu 28 de speakeri, avem în total invitați. Și atunci am zis că este musai să aflați și voi despre acest eveniment, primul de altfel pentru Alexa Event la nivelul acesta de summit. Că noi organizăm de ani de zile evenimente, dar uite că n-am organizat niciun summit și o facem de data aceasta alături de Cristina, pe care vreau să o salut. Bine ai venit, Cristina! Bine te-am găsit, Alexandra, și bine v-am găsit pe toți. Dacă e să vă spun câteva cuvinte despre Cristina, poate o parte dintre voi o cunoașteți, poate alții nu, chiar are o poveste impresionantă de călătorii și de experimentări și proiecte în care s-a implicat de-a lungul timpului, așa din Belgia până în Malaezia și cu oprire pe unde a mai fost Cristina? Polonia, Germania, Spania, India! India, Deci, India. da, Asta e Cristina. România. Cristina a călătorit foarte, foarte mult în scopul și cu dorința de a dezvolta partea aceasta de comunicare, de cunoaștere, are și cunoștințe de yoga și practică și a practicat și a predat yoga. A fost și jurnalist, a lucrat și în radio, deci ar trebui probabil undeva la vreo jumătate de oră să povestim doar câte lucruri a făcut Cristina, dar vă invit cu drag pe site-ul ei, balancecommunicator.com, unde să puteți afla mai multe despre ea. Ea este moderatorul, iar eu organizatorul în calitate de Alexa Event a summitului din luna martie. Și ea ne va modera și ne va duce alături de trainerii, cei 28 de speaker de care vă spuneam, prin tematică foarte importantă în zilele de astăzi, creează viața conștient. Practic vom avea parte de înțelepciuni pentru o viață împlinită. Și cei 28 de speakeri cu siguranță ne vor ajuta în această direcție. Dar, Cristina, uite, hai să începem așa. Am zis eu câteva cuvinte despre tine, dar dacă ar fi să te, nu știu, să răspunzi la întrebarea, cine este Cristina Burcă? Da. Mulțumesc, în primul rând, pentru introducerea asta frumoasă și impresionantă și pentru mine, cum a sunat. Da, foarte multe lucruri ai făcut, adică nu, e de apreciat, de ce nu? Da, dar mie mi se pare, uite, puțin. Vom avea câțiva speakeri care au călătorit foarte mult, mult mai mult, uite, un speaker în 60 de țări, timp de 20 de ani a călătorit, dar dacă avem timp, povestesc puțin despre traineri. Cu siguranță. Așa, și ca să revin la întrebarea ta, cine e Cristina pe scurt? Cred că este un călător, un explorator al, nu știu, al cunoașterii, al trăirii în viață și al unei trăiri, nu știu, autentice și nu doar autentice în sensul de egoistic sau de enfatic, ci de o trăire spirituală, de fapt, nu în colaborare cu fiecare. Aș putea să Super. spun pe scurt. Foarte, foarte pe scurt ai fost. Dar pentru că spuneam noi de acest summit și astăzi despre asta vom discuta în mare parte, despre summit și despre invitații săi, aș vrea să știu care a fost motivația, că recunosc că propunerea a venit din partea Cristinei. Uite, am un summit cu foarte mulți trainer mișto pe care vreau să-i prezint și vreau să mă ajut cu organizarea, eu vreau să moderez, dar am nevoie de un organizator și uite, am ajuns la tine. Și mi s-a părut o idee foarte, foarte, foarte faină să aduci așa mulți oameni. Știu că summiturile se practică foarte mult în afară. Vedem foarte multe summituri cu oameni străini. Noi facem un summit românesc, nu? Un summit Exact, cu oamenii momentan. noștri. Momentan, da. Dar Așa. în momentul de față, de ce nu, necesită să punem accentul și pe oamenii valoroși pe care îi are Absolut. România ca și trainer. Bine, o mică parte din ei recunoaștem. Și atunci, întrebarea mea este, care e motivația acestui summit? A ta? A mea, eu știu, mi s-a părut foarte interesant și foarte multe informații utile și practice. Asta o să fie intens. Da, Dar da, da, da.
Da, păi uite, ai și precizat, să spunem așa, parțial, este tocmai de a organiza un astfel de eveniment și la noi cu oamenii noștri valoroși, o parte dintre ei, evident, și poate o parte dintre ei care nu sunt atât de cunoscuți, pentru că asta nu înseamnă nu că nu sunt valoroși oamenii care nu au un renume atât de mare. Și în primul rând pentru faptul că eu îi cunosc aproape pe fiecare, fie pentru faptul că am colaborat cu ei profesional, eu făcând profesia mea fiind de ghid în brand personal online, în special pentru coach, traineri, terapeuți și marea lor parte exact asta fac. Pe de altă parte, este și pasiunea mea pentru cunoaștere personală, pentru dezvoltare personală și am simțit că este un moment prielnic în care să organizăm lucrul ăsta și pentru publicul românesc. E adevărat că eu când te-am abordat, ți-am spus din start, uite, vreau să fac pe viitor și în engleză și pot să fie și speakerii români vorbitori de engleză în summitul respectiv. Dar momentan am zis, ok, haide să facem în Să română. începem cu ai noștri. Da. Deci cam asta este motivația, de a-i aduce împreună la un eveniment, de fapt, despre viață, despre a trăi viața conștient, de a înțelege că, de fapt, fiecare domeniu din viața noastră este la fel de important ca celălalt și a-l trăi cumva, poate, puțin la un alt nivel de conștiință. Super. Apropo că spuneam că o să fie din 23 până în 28, avem 6 zile într-un an cu vibrație 6, așa ca o Ia mică uite. paranteză, da? N-am cum să mă lipitoare pe chestia asta cu numerologia pentru că o iubesc. 6 zile în care vom vorbi, dacă ne poți spune, Cristina, avem așa pe zile. Da. Deci sunt 12 teme în total, dar le-am și grupat pe zile în 6 teme. Prima zi e dedicată sănătății, sănătate conștientă, a doua zi e dedicată gândirii, a treia zi e dedicată formării caracterului, educație și parenting pentru copii, deci caracterului din primii ani de viață. A patra zi e dedicată relațiilor conștiente și comunicării, evident, care are loc în relații. Și ultima zi e dedicată profesiei, succesului profesional și banilor, finanțelor. Deci, practic, dacă puteți observa, nu am ratat nicio tematică din domeniile vaste ale vieții. Putem să plecăm de la partea de gândire până la partea de emoții, pentru că partea de comunicare are de-a face și cu latura emoțională. Deci, gând, cuvânt și acțiune creatoare, pentru că așa spunem noi că Exact. conține acest summit. Exact. Da. Totul pornește de la gânduri, nu? Apoi cuvinte și apoi acțiuni în fiecare domeniu de viață. Cred că am omis, am uitat o zi mai devreme, mi-am dat seama, stai că n-am zis ziua cu comunicarea cu Divinul, pentru că tocmai aducem și partea asta de spiritualitate aplicată în Ziua viață de zi 5-a. cu zi. Exact, ziua a cincea, comunicarea cu divinitatea și cum lucrul ăsta de fapt ne ajută să interacționăm noi, între noi, mult mai ușor și mai firesc și mai uman și cum ne creăm de fapt și echilibru intern. Deci abordăm și lucrul ăsta, mai ales în perioade de stres și de reziliență, cum trebuie să fie acum. Chiar văd că în ziua 5-a, dacă tot ai spus, l-avem invitat pe domnul profesor universitar, doctor, Docent, da. Traian docent Dinorea Traian Dâ Stănciulescu. da, care este profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unde eu am terminat facultatea și Ia masterul, de uite, altfel. nimic nu e coincidență, nu? Da, nu există coincidențe, care dumnealui este vicepreședinte al Academiei de Terapii și Științe Cuantice din România, deci abia aștept să aud tematica și Da, speech-ul dumnealui. da, O da, da. avem și pe Adriana Mirea Hurba, care este specializat pe partea de NLP, pe dezvoltare personală, pe terapia cu Terapie prin chakre. regresie, da, pe ceacre, cu îngeri. Eu personal am făcut cursuri cu ea și atunci chiar o cunosc direct. Super. Deci, dar nu doar ziua 5-a, dar nu e întâmplător poate că ai menționat de ziua 5-a. Ele toate sunt în completare una alteia, dar într-adevăr ziua 5-a poate e un picuț mai specială că vorbim de divin. Dar, per total, bineînțeles, toate au un rol. Până ajungem la latura de divin, necesită să ne preocupăm și de partea aceasta, cum e sănătatea, de latura de gândire, până să ajungem. Gândire, relații, educație, da. Cumva m-am gândit ca o scală, o scală firească a formării unui om, cu tot ce suntem noi în viață, până la urmă.
Iar în ziua a doua, de fapt, vorbim de omul 5D. Când vorbim de gândire conștientă, vorbim, ok, care e gândirea conștientă în dimensiunea a cincea, care probabil mulți dintre voi ați citit deja. Dimensiunea a cincea e dimensiunea în care creăm, în care putem manifesta foarte ușor și trebuie doar să fim conștienți la gândurile noastre. Și aici, în ziua a doua, necesită menționa că avem pe Mihaela Stroie, doctor în sociologie, coach de înaltă performanță, scriitoarea a câtorva cărți, da, Da. are 25 de ani, mai bine de 25 de ani de antreprenoriat și de lucru cu oamenii. Deci, abia aștept, Exact. am citit una din cărțile Mihaelei și mi s-a părut Da. foarte, foarte mișto, foarte clară, nu știu, așa, pe înțelesul tuturor, adică Exact. are o abordare foarte curată în sensul ăsta de, nu, Claritate. exact, nu cu termeni sofisticați în care, mamă, ce frumos a vorbit, dar n-am înțeles nimic, știi? Exact. Chiar eu colaborând în 2018, am colaborat cu Mihaela pe partea de brand management. Chiar mi-aduc aminte că spune unul dintre principiile ei este sunt clară în vorbire și elegantă în același timp. Se vede Da. și pe chip și pe modul în care se Da. prezintă. Deci brandul se întrepătrunde cu ceea ce spune, ceea ce este foarte Exact. important. Da, exact, da. Ce ne poți spune despre Mirela Miron? Că văd că într-adevăr e naturopat cu 20 de ani de experiență. Deci și aici avem Da. Da. Și Mirela Miron este un maestru, putem să-i spunem. Ea face trecerea spre partea de biocuantică și de gândire metatronică, gândire cu ajutorul Arhanghelului Metatron. Și ea, bineînțeles, ne va spune mult mai multe lucruri pe care eu nu pot să le spun acum, că oricum asta cu limbajele siguranță. noastre sunt diferite, bineînțeles. Așa. Dar ce știu despre. Cu Mirela am început o colaborare chiar anul trecut, a fost parțială. Ea creează acum Școala Conștiinței de formatori în biocuantică, care la fel este o noțiune, de fapt, de creatori conștienți, a cine suntem și a cum putem trăi. Mirela Miron, da, spunea, este naturopat de 20 de ani. Chiar a spus că în momentul în care a început să practice naturopatia, oamenii întrebau naturo ce? Cum? Că nu am înțeles ce este. Și a spus că se simte cumva un pionier în ceea ce face, inclusiv în prezent. Dar așa e traseul, nu? Multora poate dintre noi să fie pionieri în calea lor. Da. Și despre partea de sănătate, am văzut că avem câțiva invitați foarte faini. Adică eu vreau acum te trag un pic de limbă, ca să zic așa, să ne spui despre traineri, bineînțeles, ca să, până la urmă, ajungem la întrebarea. Cei care ne urmăresc o să zică, ok, de ce să particip la acest summit? Că e o întrebare de bază. De ce Corect, să vin câte corect. 4 ori în fiecare seară? De ce să dau un preț care, apropo, până pe 16 martie, până pe 16 martie este un preț redus, 300 de lei pentru toate 6 zilele, adică mi se pare pentru 28 de speaker să iei acolo în 6 zile și cu 300 de lei este chiar o investiție foarte, foarte bună, dar acum, cum discutam la un moment dat și cu tine, nu este doar despre bani, până la urmă să vină cei care simt că aici trebuie să fie și noi asta vrem aici, să le venim cu răspunsuri la întrebarea, de ce să particip? Și aici Da, corect, aș vrea să corect. Da, păi haideți să începem cu începutul, evident. Hai să trecem așa rapid prin fiecare zi. Ok. Da, în ziua 1 avem invitată, începem cu sănătatea prin nutriție, nu nutriția corpului, deci pornim cu partea fizică. Super. Începem cu Adelina Roșu, ea este nutriționist holistic, la fel, de-a lungul unor mai multor călătorii prin lume, prin diverse culturi, inclusiv gastronomic vorbind, a ajuns la concluzia că nutriția ce punem în farfurie nu este de fapt doar hrană fizică, ea este și o hrană spirituală și emoțională și atunci este bine să fim conștienți de toate trei, astfel încât să ne hrănim corpul și mintea și pe noi complet foarte bine. Adelina are chiar și un podcast și o emisiune radio, ea locuiește în Arad, o emisiune la Joy FM. Ok, trecem peste partea, nu e reclamă acum, dar e podcastul cu ce te hrănești. Nu avem susținere în sensul ăsta de reclame, vorbim liber. Dacă este să menționăm de cineva undeva și de un anumit brand, o facem
De drag și de simplu Ok. fapt că așa se întâmplă lucrurile, deci nu, Da, minunat, da, și fără mie mi-a nicio venit firesc chestie să că nu. spun. Nu merge pe ideea de publicitate și oricum nu avem susținere în direcția aceasta și sincer nu știu dacă ne dorim. Este o discuție liberă și atât. Ok, da, minunat. Da, deci Adelina ne va vorbi despre ce înseamnă nutriție din toate punctele de vedere despre care am spus, după care mergem la nutriția creierului și cum să ne hrănim noi creierul ca să fim productivi și să avem o stare de bine cât mai mult timp, să avem un entuziasm și o energie cât mai mult timp. Iar lucrul ăsta îl facem cu Daciana Sabău, ea este Brain Food Coach, chiar certificată de Precision Nutrition, o instituție internațională. Daciana ne va spune mai multe despre alimentația pentru un creier sănătos, productiv, și vom lua poate și aspecte pe care eu știu foarte multă lume le poate cunoaște deja, dar poate nu conștientizăm atât de mult impactul lor, de exemplu, proteinele sau glucidele sau lipidele sau eu știu toți nutrienții ăștia de care totuși avem nevoie, dar poate pe care îi desconsiderăm pe unii dintre ei. Și nu doar atât, Daciana ne va vorbi și despre cum să ne organizăm în mod eficient, în special, ea chiar dă exemplu mamelor care au și profesie, dar au și copii și familie acasă și atunci cum să facă totuși să asigure o hrană sănătoasă, Exact. să nu depindă de a cumpăra mereu de la restaurant sau, eu știu, servicii de catering și în același timp să se asigure că toată lumea se hrănește sănătos și pentru un creier cât mai productiv. Da, și mai ales acum în lucrul de acasă, lucrul hibrid sau remote, de foarte multe ori, ea a constatat pe cont propriu când lucra în corporații cum se obișnuiește să se mănânce poate în anumite. Fugă, cum să se Da, obișnuiască? exact, și de multe ori în fața calculatorului și atunci a vrut să eu știu, să debunk, să demitizeze, știi, și să ajute, să susțină Să vină cu oamenii. soluții simple, practic, în care Exact, să poți să pentru mănânci fiecare. sănătos, dar fără să faci pe fugă și în fața calculatorului. Exact, și cu un buget extrem de mare. Dacă ar fi Super. să îți cumperi de la restaurant, absolut mereu. Da. Văd aici Valentina Pleie, dacă pronunț Play. bine, Da. are și așa bulinuța de, da, dacă o să uite, dacă uite, Da. o să dau un share screen pe Ah, pagina uite, foarte bine. Alexa Event, găsesc toate informațiile despre Summit, este pagina specială, o găsiți aici în bară sus, și Valentina Pleie, da, este trainer Hatha Hridaya Hridaya. Yoga. Exact. Da. Ok, Yoga super inimii interesant, deci în... spirituale. Nu uite să știi că, uite, de partea aceasta n-am. Deci sunt foarte recunosc. M-ați prins. Sunt tematici pe care și oameni pe care eu nu i-am cunoscut personal sau nu, dar tocmai pentru că sunt curioasă și vreau să cunosc cât mai mulți oameni valoroși care au de unde împărtăși, am acceptat să promovez și să organizez acest summit. Deci, Valentina ne va vorbi despre yoga, practic, nu? Da, Sau? despre cum ajută, de fapt, sistemul, stilul de viață adus de cultura yoga în viața de zi cu zi. Ea va vorbi și despre, pe lângă asane, tot ce înseamnă până la urmă un stil de viață yoga, asane, respirație, introspecție, meditație. Va vorbi și despre comportament, despre yamas și niyamas. Și eu aș putea să vorbesc despre asta, dar o las pe Valentina, bineînțeles. Am zis că ești, Așa. da, aici probabil o să fie așa un duo, cum îi zice, un Va fi un interviu și un dialog, moderator. de fapt, pe înțelesul celor doi, dar sunt convinsă că pe înțelesul multora și tocmai asta ne dorim, de fapt, să putem adresa noțiuni care nu sunt cunoscute de toată lumea la un nivel foarte ușor de înțeles și de Da, integrat în viață. foarte bine că ai menționat, da, chiar dacă, mă, nu știu, unele tehnici care le promovează anumiți speakeri sună așa mai pompos sau într-un anumit dialect sau, da, par dintr-un anumit limbaj, este foarte bine de menționat că ei vor vorbi la un nivel cât să-l înțeleagă cu toții care, uite, spre exemplu Exact. și eu, care nu am toate cunoștințele care vor fi prezentate în acest summit. Da, e valabil pentru noi toți. Până la urmă, nu putem fi specialiști, nu în toate domeniile și. Da, tocmai de asta învățăm unii de la ceilalți. Da.
Da, deci asta va fi pentru partea cu Valentina. Aici începem deja partea de sănătate, trup, inimă, minte, spirit. Deci partea holistică. Așa, și continuăm aici cu Mihaela Steinbrink. Ea este terapeut Reiki, aromaterapeut, și coach în echipa, uite, vorbeam de Mihaela Stroie, coach în echipa ei de consultanți. Mihaela și-a ales o temă, eu i-am și întrebat ce temă doriți să aveți, nu în această temă mare, la ea fiind sănătate. Și a ales revenirea la sine, regăsirea sinelui divin și a păcii interioare. Cum facem asta în momentul în care ești la o răscruce de drumuri, să spunem, și prin tehnicile pe care ea le practică, ne va spune cum. Super. Deci, practic, ce necesită să înțeleagă cei care ne ascultă, că aceste tematici sunt făcute în completare, adică, cum a zis Cristina, plecăm de la fizic, mergem, da, către spirit, să zicem așa, și mai departe către alte dimensiuni, ați văzut în ziua a cincea. Ok. Da. Dacă ne mai poți spune pe scurt, așa, foarte, foarte pe scurt, și ceilalți trainer, că mă gândesc că restul pot să citească Da, bineînțeles. în Da. pagină și invităm cu drag să cunoască toate detaliile. Noi facem așa un scurt rezumat. Ok. Ziua întâi o terminăm cu Nadia Buju și ea va vorbi despre sănătate holistică. Nadia chiar vine cu un exemplu foarte, foarte concret și personal, bine, pe lângă multe altele pe care le va spune, cum s-a vindecat singură de hepatita B, care probabil știe toată lumea, e contagioasă, poate să fie pe termen lung, etc. Și a reușit prin metode de medicină alternativă, în care ulterior s-a și certificat într-o mare parte din ele, precum Recall Healing, știu că ne va vorbi și despre noua medicină germană, aromaterapie, și ne va spune ea și altele. Deci cum să aibă până la urmă o sanogeneză, o sănătate, de fapt, pe care ne-o putem aduce în fiecare moment și etapă a vieții. Așa. Da, mergem mai departe la ziua 2, dedicată gândirii conștiente. Aici am vorbit pe scurt de doctor Mihaela Stroie, doctor în sociologie. De Mirela am Mirela vorbit. Miron, da, și mergem la următoarea temă de aici, arta modelării ființei. Am integrat-o la gândirea conștientă pentru că, de fapt, la fel pornește de la gândire totul și de la emoțiile pe care ni le aducem în corp, dar ni le aducem prin gânduri, de fapt. Da, și aici luăm două maestre, Iulia Avram, ea este creatoarea unui brevet românesc care se numește Sculptoplastica, arta modelării ființei. E o noțiune probabil așa foarte inedită. Cum poți, de fapt, prin emoții și energie să îți armonizezi esteticul? Deci sunt trei dimensiuni: emoție, energie, estetică, despre care ea ne va vorbi. Continuăm subiectul cu Olesia Avram. Olesia este, pe lângă coach în arta modelării ființei, este și coach facilitator în fluviul ancestral. Este o tehnică pe care a adus-o din zona siberiană și spune, în prezent nu mai este transmisă în România de către altcineva. Deci vom avea de învățat și de la ea foarte multe. Olesia vorbește despre regăsirea sinelui, dacă mă uit și eu aici, dar prin perspectiva ei, bineînțeles. Super. Așa. Foarte, foarte fain este că oamenii aceștia care vor vorbi, cei 28 de speakeri, practic vin să ne vorbească din experiența personală. Nu este doar o latură de teorie, cu toate că este importantă pentru a înțelege anumite concepte, dar ne povestesc, cum ai spus, da, fie că s-au vindecat prin diverse metode și au trecut printr-o anumită experiență, fie că au fost în anumite țări unde au învățat anumite tehnici, cum ai fost și tu de altfel. Adică nu sunt oameni care doar au citit din anumite cărți și vin acum aici să ne prezinte, ci sunt oameni care poate sunt pionieri în anumite idei, Domenii, în da. anumite domenii, cum spuneai, de cei din ziua întâi, cu sculptura ființei. Sculptoplastică, da, sculptura Foarte ființei, interesant sculptura termen. umană, de fapt. Deci, da, adică vedem că ce? Că și în România sunt oameni care vin cu noutăți în domeniul ăsta al dezvoltării personale și al modului în care putem lucra cu noi.
Și asta este de apreciat. Încă o dată, un motiv în Exact. plus pentru care ar fi bine să-i cunoașteți și pe aceștia prin intermediul summitului. Mergem la Exact. ziua a treia, unde Da. văd că avem și un cuplu. Sau? Sunt Nu e cuplu cuplu. profesional, Cuplu, înțeles. Cuplu dar de speaker atunci. cuplu de speaker, exact, da. Și în alte zile, inițial m-am gândit la, eu știu, un parteneriat așa, dar am spus, ok, haide să fie individual, până la urmă și în funcție de cum sunt ei, dacă colaborează, nu, în profesia lor. Da, și începem partea de educație, bildung, i-am spus, bildung e formarea caracterului. Eu am rezonat mai mult cu termenul bildung, așa decât educație, e de fapt formare, creșterea, formarea caracterului unui Deci vorbim despre copii, practic. copil. Exact. Da, în primii ani de viață. Și începem cu Mihaela Cosma și Alex Peneș. Ei creează împreună, de fapt, un program pentru părinți care se numește Parenting în era digitală, tocmai aducând împreună skill-urile fiecăruia și experiența fiecăruia. Mihaela, în zona de terapii complementare, este și ea specializată în foarte multe, cu povestea ei de vindecare și de, eu știu, trecere așa, în diverse etape din viață. Și zona de coaching, life coaching, parenting coaching, master în NLP la fel, iar printre terapiile pe care le practic, amintesc câteva, nutriție, fitoterapie, presopunctură, dacă mai aduc aminte, hipnoterapie, parcă, theta healing, da, așa. Iar Alex e pe zona de digital, așa, de care, într-adevăr, părinții toți, inevitabil, trebuie să fie conștienți și de toate cum să... Este și tată din ce Este, am citit. fiecare la rândul Deci lui, știe da, din sunt părinți. perspectiva aceasta. Exact, da, deci fiecare vorbește dintr-o perspectivă foarte pertinentă și de părinte și Adică de trainer și coach. e important de știut de asemenea, pentru că nu, poți să vii să vorbești neavând copii și se spune Da. că da, cei care nu au copii au cele mai bune sfaturi. Da, Da, dar în corect. momentul în care ajungi părinte, atunci lucrurile se schimbă pentru simplu fapt că înțelegi și din altă optică. Până nu te pui în Exact. papuci la propriu, știi, restul Așa rămâne e. doar așa, o teorie. Da, corect, corect, așa e, da. Tocmai de asta e foarte bogat. Eu personal, cunoscând toți acești traineri, v-am spus, fie prin colaborări, fie prin faptul că eu am luat cursuri de la ei sau am fost la un eveniment de-al lor, înțeleg că e foarte pertinent ce aduce fiecare. Exact cum spuneai, prin experiența directă. Ah, foarte Curând. important. Văd că avem și o profesoară educatoare, Maria Tamaș. Da, deci mergem 48 de acum. ani de activitate pedagogică, deci avem de învățat de la dumneai. Da, chiar la asta m-am gândit. Dacă începem cu primii ani de viață, haide să mergem să vorbim cu un formator de copii în primii ani de viață, un educator. Da, și vom aborda perspectiva asta și din perspectiva educatorilor, pedagogilor în sine, nu doar a părintelui, cum este bine să-și crească copilul, ci și educatorii, cum e bine să-i formeze pe copii la grădiniță în primii ani, când practic se formează foarte multe abilități, deprinderi, moduri de a gândi. Și poate un subiect care este foarte important, să spunem, uite, spiritul de colaborare și de non-competiție și de non-comparație, de fapt, pentru a crește cu încredere în sine și în același timp cu tendința de a colabora ușor cu oamenii și de a aprecia ușor oamenii de lângă ei, viitorul adult. Da. Da, și chiar dacă cei care ne ascultă o să zic, ok, în ziua aceasta eu de ce aș veni? Că nu am copii, de exemplu. Nu. Da? Ai fost copil odată? Și ar fi bine Exact. poate să înțelegi anumite mecanisme care au dus la adultul din prezent, că adultul care ești astăzi. Și ar fi bine să înțelegi și aspectele acestea, pentru că ai Corect. fost odată copil, nu trebuie neapărat să ai copii. Da. Și ca să citesc pe cineva cunoscut, chiar spunea că, de fapt, oricum adulții încă păstrează foarte mult comportamente din copilărie, nu, din prima Copilul interior, etapă a acolo, vieții. prezent. Da, și nu e vorba doar de acel copil interior, eu știu, care a crescut mai ușor sau mai greu, depinde de, nu, situațiile fiecăruia,
ci e vorba de anumite comportamente care atunci s-au format și moduri de gândire de atunci. Și de asta Plinian sunt practic cei mai importanți. Da. Și ajută foarte mult în vindecarea adultului conștientizarea anumitor evenimente și perioade a copilăriei, da, poate ajuta adultul de astăzi în a-l vindeca în anumite situații sau acolo unde nu-i reușesc anumite aspecte. Exact, da. Da, și mergem mai departe la vârsta mai mare a copilului în gimnaziu și aici vorbim cu Daniela Doru, care pe lângă faptul că este coach facilitator în mindfulness, deci în starea de conștiință și prezență, și comunicare non-violentă, este și profesor de clasa a 5-a la școala Babel. E o școală care merge după învățământ, dacă știu bine, după învățământul finlandez în Timișoara. Da. Și vom vorbi cu ea la fel și din perspectiva pedagogului, cum să facă față provocărilor unei clase și astfel încât să aibă atenția copiilor, să-i susțină și să-i motiveze să fie și ei azi mai buni decât ieri față de ei înșiși până la urmă. Și la fel și din perspectiva unei mame, pentru că și ea la rândul ei este părinte. Și mai avem și Penela Chirilă, Angela Iordache în această Da, a treia în zi. această zi, da, continuăm cu relații de familie conștiente și pornim cu relația cu părinții, cu bunicii, cu strămoșii, Constelații, cu practic. arborele genealogic, exact, constelații familiale sau psihogenealogie. Aici vorbim despre cât de important este, de fapt, și să cunoști, ok, poate nu poți să cunoști acum exact arborele genealogic, dar să cunoști dinamicile, de fapt, din arbore, pentru a înțelege de ce poate anumite lucruri se întâmplă în viață, poate unele se repetă din trecut, și cum să știi să faci pace cu ele, cum ar veni și să trăiești propriul destin, adică propria cale, așa cum tu ți-ai dorit, de fapt. Da, și vom vorbi după cu Angela Iordache, care este coach pentru mame echilibrate și împlinite. La fel din experiența personală și din experiența de coach, tocmai o mamă echilibrată și împlinită poate să crească un copil fericit și echilibrat la rândul lui. Și chiar asta este tema pe care o abordăm cu Angela, cum să facă față, uite, unei cariere, profesiei nu, profesiei pe care o are și rolului de mamă, și de soție, și astfel încât să nu se rătăcească, spune ea, și să vrea să fie mama perfectă mereu și să aibă impresia că dacă nu face ceva, nu mai e mama perfectă. Da. Deci, la fel, e un subiect foarte important pentru echilibrul mamelor până la urmă. Da. Super. Ok, mergem la Merg ziua următoare. Ziua 4, vorbim despre relații și comunicare conștientă. Aici, dacă îmi dai voie, avem pe Livia, care o cunosc personal și este consilier și trainer în partea de Diamond System sau Diamond Cutter, cum da, se mai spune, sistemul Diamond. Da. Și scrie niște și are o experiență foarte frumoasă în partea aceasta de relații, nu? Despre partea de relații atât de cuplu, dar și relații cu ceilalți. Este o persoană foarte caldă, am colaborat cu ea o perioadă în trecut și are așa, nu știu, poate nu degeaba o cheamă Livia Soare, aduce un Exact. soare. Și eu m-am gândit, da. Da, uite, chiar avem două persoane în summit care sunt așa cu nume de vară. Poate așa aduce și, da, dacă nu vine Aducem până atunci vara, da. vara, poate o aducem cu summitul acesta, pentru că aici la Brașov ninge, este Da, iarnă, și în cu toate București. că, da, adică în calendar arată că a început primăvara, dar primăvara se lasă așteptată. O aducem noi cu summitul. Exact, da. Chiar asta am și spus, de fapt, în tot contextul în care suntem în prezent, social, politic, vrem să aducem, de fapt, o rază de soare pe ecrane. Nu, pentru că oricum vrem În să urechi, în schimbăm suflete și ecranele. Da, în da. suflet și în viață până la urmă. Ne ajutăm, ne susținem, de fapt, viața.
O Și viață dacă îmi permiți, liniștită. de sistemul semințelor, într-adevăr, cu Livia o să învățați cum să puteți planta semințe pentru relații împlinite. Deci, eu sunt adeptă și folosesc acest principiu al semințelor și chiar o recomand cu drag și sistemul în sine îl recomand. Deci, merită să o auziți pe Livia. Da. Deci vom vorbi despre sistemul acesta, șlefuitorul de diamante. Vom mai avea un speaker, tot cu sistemul șlefuitorului, dar acum vorbim de semințe și de ce fel de semințe. Poate nu este atât de evident. Eu știu, pot fi evident anumite gânduri pe care le avem, ok, mă port frumos cu tine și plantez semințe pentru alte relații. Dar pot fi mult mai multe detalii, de fapt, pe care Livia ni le va spune pentru a avea relații împlinite și pentru a avea orice fel de relație, deci nu doar relație de cuplu, ci și relații sociale și profesionale în general. Da, foarte, foarte importante semințele. Și la fel cum să se întâmple ca în aceste parteneriate pe care le creăm, evident, inevitabil în viață, să aduci totuși împlinirea și, eu știu, armonia pe care ți-o dorești, chiar dacă în prezent nu poate să nu fie la anumite relații. Acum nu dau exact toate detaliile, dar da. Și Fac apoi așa trecem la un. Iunia Pașca. Da. Mergem la Iunia Pașca. Uite, următorul trainer despre care spuneam care nume de vară, Iunia. Da, Iunia ne va vorbi despre spiritul de sororitate, de colegialitate, și de conversații autentice, de un spațiu deschis, de a conversa exact așa cum simte de fapt interiorul tău, dar în același timp fără să ofenseze și spunându-și adevărul. În felul ăsta să se iasă din paradigma competiției, a invidiei, a geloziei și eu știu alte lucruri care pot să fie, pot să nu fie, bineînțeles, ideal este să nu fie, dar poate cu atât mai mult eu știu, în relațiile feminine, poate să apară și poate să nu fie o comunicare atât de ușoară cum ar putea, de fapt. Da, și Iunia ne va vorbi despre principiul acesta al sororității. Ea vine cu experiență din 20 de, nu, 60 de țări, timp de 20 de ani. Este și autoarea unei cărți, Prin lume spre mine, și ultima carte, de fapt, cu autoare este Cercuri de femei, Femei în cercul lunii, povești despre sororitate, unde chiar a spus că, da, au întâlnit situația asta de competiție și de cum să ieșim din judecată, uneori judecată față de sine, autocritica, de fapt. Pe care mulți din, eu știu, am avut-o la un moment dat. Da, Da. suntem educați așa în spiritul acesta, sau cel puțin noi cei născuți până în 2000 avem spiritul lui Da. 1, care este unul competitiv. Și apropo de spiritul lui 1, avem preponderent femei în acest summit, dar urmează Sabin Mureșan după Exact. iunia. După iunia, Deci da. avem și bărbați, da? L-avem pe Alex, dacă mi-amintesc, l-avem pe domnul profesor. Până acum, Până da. acum, da, deci rămâne și energia masculină Exact, prezentă. da. Uite că și eu m-am gândit la lucrul ăsta și cumva a doua parte a summitului este și cu energie masculină, mai multă. Da, și trecem la Sabin Mureșan. Sabin și Iunia, de fapt, sunt coautori ai unui joc care se numește Integration Game, jocul integrării, în care tocmai aduc latura asta de coerență a inimii cu mintea. Sabin ne va vorbi foarte mult de coerență inimă-minte, el fiind și trainer certificat HeartMath Institute. Sabin este life coach, creează programe de reziliență și de coerență inimă-minte și de trecere de la rolul de salvator, pe care eu știu uneori îl avem, la rolul de Mama răniților, da. catalizator. Da. Mama răniților, salvator, cam pe Da, acolo. exact. Sau nu să facem noi în locul. Așa.
Da, și Sabine va vorbi despre armonizarea, de fapt, și principiul masculin-feminin, și în noi, și în relații, cum ajungem la reziliență, de fapt, mai ales în condițiile, poate și actuale, nu? Sau în condiții de stres, spune el, de oboseală, de energie scăzută, și cum creezi conversații, un spațiu de conversații deschise, fie că e vorba de spațiu între femei sau între bărbați. Super. Mai ales că vorbim va vorbi din aspectul masculin, adică o femeie când vorbește Exact. despre latura aceasta, noi femeile cel puțin poate avem tendința să nu ascultăm că vorbește apropo de competitivitate o altă femeie, da? Ce ne poate spune? Dar parcă când vine un bărbat, lucrurile se mai schimbă, nu știu, parcă femeile sunt mai atente, acum fie vorba între noi. Poate să fie, E gluma mai nu, serios, dar așa e. atracția aceea magnetului, nu? Da. Energetica masculină, nu, ce să facem? Da. Și continuăm. Da, și cam asta, nu? Până la urmă să avem feminin și masculin, două Corect. abordări, poate, eu știu, care se întrepătrund, dar care pot fi și diferite. Sunt complementare, de fapt. Da. Continuăm cu Ok. Cristina Chiriță, care este lector universitar, nu? Da, la o universitate în Marea Britanie în prezent. A trecut prin mai multe experiențe și ea de lucru în afaceri europene, în relații internaționale, în Bruxelles în special, inițial și profesor în România foarte mulți ani și acum a revenit la rolul de profesor universitar și doctorand la acea universitate în domeniul managementului. E management feminin în special, deci clar ne va vorbi și ea despre relații feminine, dar cu o comunicare conștientă. Și mai mult Cristina? probabil în domeniul acesta de organizațional, ca să-i spunem așa, cu La colegii, nivel cu. profesional, mai mult, exact. Deci, între colegi, eu știu, colegi, să spun, indiferent de ierarhie, de roluri în acea organizație, cum poate să fie o comunicare conștientă spre beneficiul tuturor, până la urmă? Da. Ea ține și traininguri de comunicare conștientă, comunicare non-violentă, dar mai mult pe zona asta de conștiență, nu neapărat de non-violență, că, să spunem așa, că pot fi non-violente, dar pot fi altfel, na, Da, sunt violente. alte metode, da, prin care putem să nu părem violenți, dar totuși să Dar să dăunăm cu fie, celor din jur. da. Să fie, sau să fie perceput, nu, mesajul. Da, ca fiind Da. unul violent, corect. Așa. Și ea ne va vorbi despre mai multe tehnici, de fapt, prin care poți să ajungi la o comunicare conștientă și deschisă, în același timp. Și Ok. uite că ajungem și tu, nu ești doar moderator, ești și speaker în acest summit, da? Da. Deci vei vorbi despre tot despre partea aceasta de relații. De comunicare conștientă, eu abordez aici și comunicarea conștientă în relații în mod obișnuit, dar și în comunicarea online, eu fiind, nu făcând și lucrul ăsta, cum poate să fie o comunicare conștientă care rămâne autentică în același timp și echilibrată. Da. Și voi vorbi, de fapt, uite, aici voi aduce nu doar noțiuni din ceea ce fac eu în zi de zi, dar și din învățămintele pe care le-am mai acumulate, uite, și din zona Indiei, cum facem să echilibrăm chakra comunicării, chakra a cincea, aici, la nivelul gâtului, pentru a putea exprima cu ușurință adevărul și a rămâne în spațiul tău de autenticitate și de non-comparație. Aici, de fapt, este cheia. De a nu te, eu știu, simți inferior sau superior, ci pur și simplu de a simți nivelul ăsta de egalitate și de exprimare, de fapt, reală, autentică a cine ești. Super. Deci, și ne vei povesti așa ce ai mai învățat pe acolo, prin India, prin Malaysia, Voi nu? spune, da, și câteva tehnici pe care le-am învățat acolo, da, și cum le putem integra în viața noastră zi de zi. Da. Am ajuns și la ziua cincea, comunicarea Ziua cu 5. divinitatea, de care am discutat deja un picuț. Completăm aici cu. Completăm cu. Deci aici vin Adriana Mirea Hurba, spuneam de ea, terapeut prin regresie, terapia cu chakre, cu îngeri. Ea ne va vorbi foarte mult despre cum putem considera că noi comunicăm cu Divinul din noi mereu.
și cu divinul din celălalt, astfel încât să ajungem la acest spațiu de armonie și cum să ne regăsim divinitatea din noi, de fapt, și să o vedem tot timpul. Va vorbi și despre partea asta a sufletului, pe care poate e mai puțin conștientă, bineînțeles nu e neapărat în educația noastră, să conștientizăm că pot fi poate bucăți de suflet pierdute așa, pe parcurs. Pe parcurs, da, pe care noi ni le putem lua înapoi, prin drept evident firesc și divin, și să fii tu complet cu tine, integrat. Super. Da. Așa, și după care la domnul profesor. Așa, de dumnealui deja am povestit, cred că doar așa menționat pe scurt, lăsăm, uite, mai lăsăm și suspans. Și mai da, lăsăm corect. Lumea să citească pe site, dar mai mult pe decât site. Atât să vină direct la summit, pentru că acolo vor afla de fapt cele mai multe informații. Uite, voi spune doar foarte pe scurt un lucru în plus despre domnul profesor. El ne va vorbi din prisma biofotonicii, știința luminii vii, știință pe care a cercetat-o foarte mult, este de fapt autorul primelor cursuri de biofotonică din lume, și cu câteva brevete destule în biofotonică, și chiar ne va vorbi despre două dintre ele, două brevete, unul este chiar pe vestimentația luminii. Super! Deci, repet, abia aștept. Da, continuăm da. Cu Adelina Ștefan și cu Alexandra Neamțu în ziua exact, 5-a. Da, Adelina Ștefan, coach în special în carieră, vom face trecerea spre profesie în ultima zi, așa, coach în resurse umane, deci tot pe partea de resurse, relaționare, carieră și pe echilibru intern. Ea este și specializată în sistemul personal agility sau agilitate personală, care te ajută să aduci echilibrul acela în viața ta, echilibru intern, până, știi, ca să fie și în viață. Și ne va vorbi despre tehnici prin care noi putem obține acest echilibru intern, astfel încât să faci față tuturor sarcinilor care, ok, o mare parte le ai deja programate, dar pot să apară multe spontane, și atunci cum să faci ca la sfârșitul zilei să mai respiri. Da. Și, ok, continuăm după cu Alexandra Neamțu, care este consilieră în fototerapie. Ea cumva le adună, uite, și biofotonica, lumina vie, echilibrul intern prin tehnici concrete, zilnice. Ea vine cu partea de, să spunem, o parte mai medicală, cum facem prin fototerapie și în special fototerapia modernă să ne susținem sănătatea corpului și echilibrul ăsta intern al funcționării noastre. Și ne va vorbi despre un anumit sistem pe care ea îl aplică și îl aplică și cu toți clienții cu care lucrează prin fototerapie, combinată cu acupunctură, cu medicina chineză, tradițională chineză, pe puncte de acupunctură sau meridiane din corp. Super! Uite, încheiem ziua a 6 preponderent cu domni, l-avem da, așa pe Adrian Constantinescu, vom vorbi despre profesia, afacere cu semințe conștiente, da, Adrian Constantinescu, pe care și eu am avut ocazia să-l cunosc și îl recomand cu drag, Octavian Baban, care și el este din sistemul semințelor sau Diamond System, Daniel Tănase, care este antreprenor și... pe zona financiară, educație financiară. El ne vorbește de prosperitate conștientă prin metode concrete. Și terminăm cu Ioana Laura Popescu, care ne vorbește tot de prosperitate subconștientă de data asta. Da, cum facem prin tehnici de, în special de Theta Healing, să ne reprogramăm, de fapt, mintea. Iar Adrian Constantinescu, din ce știu, este pe Cheile Genilor, el face niște cursuri foarte mișto pe partea aceasta de Cheile Genilor și nu numai. Exact. Și știu că și Octavian, și pe el îl cunosc, este coleg cu Livia Soare, nu? În sistemul exact, în Diamond System, da, sistemul semințelor, el va vorbi de semințe conștiente pentru prosperitatea afacerii, pentru ca parteneriatele să meargă bine, proiectele să meargă bine în afacere.
Și foarte binevenită și prezența lui Daniel Tănase, pentru că, vezi, finanțele nu contează până la urmă, că și astăzi suntem într-o așa, în tot felul de suișuri și coborâșuri ale vieții. Și uite, sunt tot felul și de cursuri și de evenimente la care necesită să, nu știu, să fim atenți sau să investim partea aceasta financiară și cred că el ne va ajuta un picuț să mai înțelegem cum să o facem într-un mod conștient și nu așa să aruncăm banii pe fereastră, cum se spune. Exact, da. Da, corect. El va veni cu zona asta de educație financiară, cu metode concrete De a de a avea dobândi banii pentru prosperitatea și toate de... categoriile până la urmă, nu de cheltuieli curente, de cheltuieli spontane și pe termen lung. Și Da. să ajute, cred că, pe unii să înțeleagă de ce nu ating sau nu ajung la o anumită prosperitate și din perspectiva asta financiară. Cu toate că dacă stăm să ne gândim așa la toate cele celelalte 5 zile, practic toate vin mănușă, în a ajunge și la o prosperitate financiară. Adică toate sunt legate cu toate, cum să zic altfel. Exact, da. Chiar așa am și vrut, să fie un eveniment prin care noi înțelegem viața noastră, nu din toate punctele de vedere, și facem o trecere așa cursivă de la o temă la alta. Da, e un summit pe care îl recomand atât celor care poate sunt novice în ceea ce înseamnă dezvoltarea personală, pentru că au posibilitatea aceasta să treacă prin toate domeniile și să-și ia câteva resurse, măcar câteva resurse pe care să le aplice deja de a doua zi, dar și pentru cei care au deja cunoștințe poate în toate tehnicile de care noi am discutat și care sunt aduse de către speakerii noștri, și să facă un rezumat, să puncteze, să întărească, știți cum e, repetiția mama învățării, da, să întărească și să concluzioneze, pentru că Cristina aici a adus esența esențelor. Și cumva în aceste tematici, chiar dacă ele sunt de scurtă durată pentru fiecare speaker, cam cât va vorbi fiecare speaker, Cristina? Cel mult 50 de minute Da, fiecare. deci, practic, stoarce din speakerii aceștia esența lucrurilor pe care ei vor să le transmită, și cu atât mai mult merită să fiți prezenți, pentru că puteți să luați această, cum să zic așa, esență, că cred că e cel mai simplu Esență. de zis. Da, m-am repetat foarte mult cu esență, dar esența esențelor o puteți Da. regăsi în summit. Și după aia, cine va fi interesat probabil de anumite tehnici care să le discute, să le aprofundeze, o pot face în privat, poate Cu cu speakerii. fiecare, bineînțeles, cu fiecare trainer în parte. Dar este important de menționat că ei vor pleca cu instrumente pe care să le folosească. Bineînțeles, da. Chiar este o parte foarte practică, aplicată. Fiecare trainer va veni cu exerciții practice, ce are nevoie, până la urmă, o trusă cu instrumente, fiecare în domeniul, pe tema respectivă. Da, asta este important de menționat, Exact, și mai e da. un lucru foarte important de menționat, că se va oferi acces la înregistrare, deci dacă sunt anumite idei pe care nu le reușiți să le rețineți în momentul respectiv sau pur și simplu vreți să reluați informația care este, da, esența să o reluați pentru că e importantă. O veți putea face, veți primi acces la înregistrări Înregistrare, exact. Sau poate nu și aveți timp să stați 4 ore ziua respectivă. în ziua Da, respectivă. se poate întâmpla, pentru că sunt 6 zile, trecem și prin weekend, practic, cu cele 6 zile, și poate nu Exact. veți reuși să fiți tot timpul, dar veți avea o perioadă destul de mare de timp, o va anunța la început, în care să puteți să reluați tot ceea ce s-a discutat în cele 6 zile. Se poate achiziționa și pe zi, nu, Da, Cristina? Adică da. Exact, doar da. că eu vă recomand, este mai convenabil și financiar, și informațional, și mai ales informațional, să achiziționați pachetul întreg pentru cele 6 zile, mai ales că ulterior veți primi înregistrarea și puteți să reluați informațiile, să le ascultați. Da, exact. Ce ne mai poți spune, Cristina, în încheiere, pentru că cred că am dat destul din casă. Dacă ar fi, nu știu, așa, o idee de încheiere care să răspundă în continuare la întrebarea de ce să fie acolo în 23-28 sau să achiziționeze
summit-ul, cei care ne ascultă. Da. Uite, un lucru înainte de întrebarea asta, să precizez că vom avea și doi artiști români care ne vor susține cu muzica lor în anumite zile, fie la începutul summitului, fie la sfârșit, când sperăm noi să ne reunim Asta rămâne toți surpriză. speakerii. Asta rămâne surpriză, dar e important tocmai în ideea asta de a vedea toată perspectiva vieții, de fapt că muzica, de fapt, nu cu frecvențe înalte, susține foarte mult mentalul nostru. Și atunci aducem și artiști români. Și unul dintre Deci, artiști unul este chiar și speaker. Sabin Mureșan, voi spune deja. Da. ok. Deci Așa. Și împletim frumosul arta și cu cunoașterea și cu știința și cu da, tot ce avem timp. înseamnă omul și viața, de fapt. Da. Așa. Și ca să răspund pe scurt, nu știu, o idee concluzivă, cred că titlul în sine creează viața conștient. Viața însemnând orice viață în orice domeniu al nostru, adică fie că e vorba de nu viață, copii, până la proiectele noastre, până la relațiile noastre, sănătatea noastră, banii noștri, totul e viață până la urmă. Da. Și ai punctat tu foarte bine motto-ul, am putea să spunem, acestui summit, Înțelepciuni pentru o viață împlinită. Acum, așa, cu un disclaimer, pentru că știu că din experiența organizării evenimentelor și probabil ai și tu această experiență, unii vin și zic, gata, ascult asta și mi-am schimbat viața. Nu, noi vom oferi înțelepciuni, vom oferi exerciții cu ajutorul speakerilor, vom oferi informații prețioase, aplicabile, dar mai rămâne și partea voastră, cea în care va trebui efectiv să le și aplicați, De să le implementare. practicați. Păi da, Exact. pentru că mulți se așteaptă, sau nu mulți, dar nu, sunt o categorie de oameni care se așteaptă, gata, am mers la un curs sau la un summit și de acolo o să ies, nu știu, alt om. Da, poți să ieși alt om doar dacă vei și aplica și vei Corect. interioriza, internaliza, chiar aș putea spune, ceea ce se discută. Așa dacă, nu, de-aia eu tot timpul zic la evenimentele mele și când promovez, să vină cine simte. Nu e nimeni obligat să vină, nu e. Deci dacă simți că necesită să fii aici, vei fi. Dacă nu, înseamnă că alte lucruri erau mai importante în momentul respectiv. Noi nu ne supărăm. Corect, corect. Până la urmă, nu este un moment pentru fiecare lucru, nu în viață. Când conștientizăm sau când e o nevoie mai mare, atunci probabil facem ceva mai mult, dar e bine și să prevenim acel moment, nu prevenția, Noi până la știm că urmă. prevenția este o cheie a succesului, dar până la urmă rămâne la latitudinea fiecăruia și fiecare este responsabil pentru viața sa. Noi putem doar să oferim un îndemn, să oferim o ocazie, o oportunitate, cum este acest summit. Putem să facem multe lucruri. De fapt, Alexa Event asta și își propune. Dar nu vine să ia pe nimeni de acasă și să-l aducă în sală sau să-l pună în fața calculatorului. Adică Exact. fiecare își face partea, cum să zic. Tu îți Așa e, faci, uite, nu? E partea ta. responsabilitatea, da, de ambele părți. Păi așa și trebuie să fie, nu? Apropo că vom vorbi de relații. Necesită o implicare din ambele părți. Da. Eu îți mulțumesc, Cristina, pentru prezența în această seară alături de noi. Dacă sunt întrebări, îi aștept cu drag pe office@alexaevent.ro, site-ul www.alexaevent.ro pentru înscrieri și pentru a descoperi mai multe despre summitul din 23-28 martie. Și ce să mai zicem? Investiți în voi, că până la urmă este cea mai de bună calitate și pe Pe termen termen lung lung, investiție. investiție. Da. Mulțumesc mult, Alexandra și eu, și vă așteptăm pe cât mai mulți. Pe toți cei care vor trebui să fie acolo, vor fi acolo. Noi sperăm să fie cât mai mulți, dar și cei care vor fi bineveniți. Absolut. Da. O seară frumoasă Mulțumim. tuturor! O seară bună și pe curând.